Apostolul Petru a intrat în casa lui Cornelie și și-a început mesajul spunând: văd că Dumnezeu este nepărtinitor. În orice neam cine se teme de El și primește neprienirea, este acceptat, este primit de El. În Evanghelia după Matei și după Luca spune Biblia că de la Ioan Botezătorul împărăția cerurilor se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție. Domnul Iisus spunea printre altele: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și unul care a beneficiat de această descoperire este Zacheu, din textul nostru. Un om care era disprețuit de mulțime, de națiune, privit cu ostilitate. Însă cel care dă mântuirea și cel care vede inima este Dumnezeu. El are parte de mântuire într-o zi. Aș vrea în această dimineață, în continuare, Domnul să ne deschidă inimile tuturor. A venit la Isai, spune Biblia în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, dar Isai nu l-au primit. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu în virtutea faptului că fac parte dintr-o familie de credincioși. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, că vrei în forță pe cineva. Apostolul Pavel spunea printre altele, căci aproape că doresc eu însuși să fiu anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. N-a putut să mântuiască pe nimeni. Nu din voia firilor și nici din voia vreunui om, că cineva dorește, noi ne rugăm pentru cei nemântuiți. Dar cel care mântuiește e unul singur, este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul spunea printre altele în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. Dar pe cine atrage Tatăl? El atrage pe unul ca și Zacheu, care îl caută, care dorește, care tânjește, care nu-l cunoaște, dar care are în inimă acest foc sfânt după Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu nepărtinitor, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care cercetează. Câteva lucruri despre Zacheu, patru lucruri pe care vreau să le menționez, patru gânduri, foarte simple și ușor de reținut. Primul lucru, cea mai mare dorință a lui Zacheu. Cel de-al doilea lucru, cea mai mare hotărâre. Nu e suficientă dorința, zice că iadul e pavat cu cele mai nobile și mari intenții, bune intenții, dar tardiv, târziu, nu mai poți să întorci timpul înapoi. Cei care ajung acolo, toți ar dori încă o dată, dacă aș mai trăi, dacă aș avea viața, ce aș face? Cel de-al treilea lucru, cea mai mare piedică, cea mai mare dorință, cea mai mare hotărâre, cea mai mare piedică. În momentul în care ai dorința și te hotărăști, apare și piedica imediat. Diavolul o duce tot felul de piedici. Și în ultimă instanță, cel mai mare deznodământ, cea mai mare binecuvântare, întâlnirea cu Domnul. Și aș vrea să le luăm pe rând. Mai întâi, cea mai mare dorință, dorința lui Zacheu. Era să-L întâlnească în adevăratul sens al cuvântului pe Domnul. Ma dorințele noastre care suntem aici prezenți, să știți că Domnul le cunoaște, noi stăm pe bănci aici și ascultăm. Dar dincolo de noi este Domnul care vede în inima noastră dorința reală, la ce medităm în fiecare zi, nu numai aici, dar și aici. Care e dorința primordială? Biblia spune, cine va iubi mai mult pe tată, pe mamă, frate, soră, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dar în Evanghelia după Luca spune, cine nu va urâ pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră. Sigur, Biblia nu ne cheamă să urâm în adevăratul sens al cuvântului.
Că Biblia spune, printre altele, cine nu îngrijește de cei din casa lui este mai rău decât un necredincios și s-o lepăda deja de credință. Noi trebuie să iubim pe cei din jur. Și în ultimă instanță, cu iubirea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Dar pe prim plan, primordial, trebuie să fie Domnul Iisus. Dacă pe El nu-L dorim mai mult decât orice altceva, nu putem să avem o întâlnire reală, nu imaginară, o întâlnire reală cu Domnul. Un om care s-a întâlnit cu Domnul, viața lui este schimbată, este văzută. Toți o descifrează, într-adevăr, omul acesta s-a întâlnit cu Domnul. Din clipa aceea, el este marcat și gândul lui primordial nu îi va fi altul decât o trăire constantă, periodică cu Domnul. O trăire pentru slava lui. Biblia spune în Cartea Evreilor, în capitolul 3, versetul 1, frați ființi care aveți parte de chemarea cerească. Cea mai frumoasă și înaltă chemare este chemarea la mântuire, chemarea cerească pe care ne-o face Domnul. Chemarea pe care El o are pentru noi, chemarea la mântuire. Și asta e valabilă doar în viața aceasta scurtă și trecătoare. Dacă în viața aceasta noi am pierdut această chemare și sensul chemării, am pierdut totul, am ratat totul. Știți că o viață avem, e vremea noastră, vremea omului acum, pe care Dumnezeu o are în atenție, pentru întoarcerea noastră, pentru a-L sluji, a ne apropia, a beneficia de mântuirea Lui. Dacă pierdem mântuirea acum în viața aceasta, am pierdut totul. Să știți că și îngerii, lumea spirituală, au avut și ei vremea lor. Știți că îngerii au avut vremea lor. Neprobați de la Dumnezeu, pe toți au probat. Toți sunt probați. Încercați, verificați. Și a fost o vreme a îngerilor când și ei au fost testați, probați. Și despre unii spune Biblia că sunt legați în lanțuri, puși în ghierle și păstrați pentru o judecată, pentru o sândă care îi așteaptă. Alții sunt liberi, alte duhuri rele, împreună cu Satan, sunt liberi. Vremea lor a trecut, ei știu că nu mai au posibilitate de întoarcere, de reabilitare. Vremea lor s-a dus. Dar diavolul știe că acum este vremea omului, în viața aceasta scurtă. Și dacă în viața aceasta noi am pierdut mântuirea, am pierdut totul, poți să câștigi lumea întreagă. Dacă ți-ai pierdut sufletul, ai pierdut totul. Ești un om pierdut pentru veșnicie. De aceea, în această dimineață, latura morală este să ne putem verifica în virtutea cuvântului. Care e cea mai mare dorință a mea? Îi dorința de a sluji, de a mă apropia de Dumnezeu. Păi, cum mă pot eu apropia de Dumnezeu? Apropiindu-mă de cuvânt. Cercetați scripturile, pentru că considerați că în ele este viață veșnică. Dar însă și ele mărturisesc despre mine. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Dar unde este Iisus Hristos? Pe Dumnezeu unde îl pot găsi? Aici în cuvânt. Hrana spirituală. Dragii mei, noi avem viața biologică, impulsul vieții, l-am primit când ne-am născut. Și de atunci și până acum, până la 71 de ani pe care i-am eu de bună oară, dar ăștia nu-i mai am de fapt. Așa s-au dus, impropriu spus, am 71 de ani. Ziua de azi o am. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, nu anii. Aia înseamnă că oricând eu trebuie să fiu pregătit, în orice clip, oricând pot fi chemat în veșnicie. Trebuie să fiu gata. Dar de atunci de când am primit impulsul vieții și până acum, viața biologică a fost întreținută prin alimentație. Noi avem o viață spirituală pe lângă viața biologică. Viața spirituală e întreținută și ea de o alimentație spirituală. Care e alimentația aceasta spirituală? E cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. În al doilea rând este rugăciunea, părtășia. Eu nu pot fără rugăciune. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să forțeze să citească Biblia, să-l forțeze, dar de unde? Omul lui Dumnezeu nu trebuie să fie forțat să se roage. Elementul în care el se simte normal și bine este rugăciunea. E o atmosferă cerească. A lăuda pe Dumnezeu în rugăciune, îl lăudăm, îl cinstim, îl onorăm pe El. Ne arătăm micimea și neputința noastră, imperfecțiunea pe care o avem. Iar El este desăvârșit, e Dumnezeu, e Tatăl nostru. Chemăm numele Lui, prezența Lui, ajutorul Lui. Și apoi un al treilea lucru,
Pe Dumnezeu la părtășie îl găsești. În cuvânt, în rugăciune și la părtășie. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent întotdeauna. Credeți că Domnul este prezent în această dimineață aici? Domnul este prezent aici, să știți. El ne cercetează și El ne verifică, El vrea să vadă inimile noastre. Și dacă în inima noastră e dorința, Doamne, vreau să mă apropii de Tine, bă, nu există, Dumnezeu e drept. Văd că Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor. El se uită la inimă și dacă vede inima, că îl dorește pe Dumnezeu. Doamne, de azi vreau hotărâri. Vreau să pun capăt la multe lucruri din viața mea. Vreau o viață curată, sfântă, așa cum îți place ție. Eu de multe ori mă gândesc, dragii mei, viața unui creștin e extraordinară. Am o libertate absolută să fac orice. Dar nu fac orice decât ceea ce îi place Domnului. Și toate lucrurile sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos. Un om al lui Dumnezeu ăla trebuie să-L reprezinte cu demnitate. Pentru că El este în mine și eu îi aparțin Lui, eu vreau prin ce fac să îl onorez pe El. Și atunci imediat gândul este acesta, Doamne, prin ce fac Te onorez pe Tine? Prin vorbele mele, prin gândurile mele, prin faptele mele, toate sunt îngăduite, dar nu fac decât ceea ce îi place Domnului. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Sunt pentru zidirea mea spirituală, sufletească? Și atunci știi imediat ce mare, extraordinar, ce puternic, ce minunat e Dumnezeu. Vedeți, de multe ori avem impresia că El stă în spatele nostru și ne urmărește ca să ne lovească. Da, de unde? Nici pe departe. Păi eu, în calitate de copil al Lui, vreau să-L reprezint pe El cu demnitate. El îmi face numai bine. El îmi dorește binele absolut, nu relativ. Părinții ne doresc și ei binele, părinții noștri trupești. Dar totul e relativ, să știți, că de multe ori ei pot să greșească prin dorințele lor. Dar dorința lui Dumnezeu pentru noi este absolută. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a chemat și l-a trimis. Deci să nu uităm, chemarea e din cer, dar și standardul pe care îl are Dumnezeu pentru noi este tot din cer, de la Dumnezeu. Ațintiți-vă privirile la Iisus, la marele preot, la cel ce a fost credincios celui ce l-a rânduit. El e modelul nostru. Modelul adevărat nu e aici în jurul nostru. Putem foarte ușor să fim duși într-o parte și în alta, în direcții greșite. Când ne uităm însă în cuvânt, spune dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care l-ai primit, ține-l cu tăria care este în Iisus Hristos. Aici e dreptarul. Și când ne uităm în oglindă, ne vedem viața noastră, fizionomia omului spiritual. De aceea primul gând al lui Zacheu, de aia Domnul l-a întâmpinat. Dumnezeu este desăvârșit. El le vede pe toate. Zice, n-avea nevoie să îi facă cineva vreo caracterizare în dreptul cuiva. El însuși știa ce este în om. Nu e nevoie de caracterizare pentru dumneavoastră. Nici despre mine. El știe ce e în inima mea, dar și în inima noastră fiecăruia dintre noi. Și El lucrează ca atare, răspunde la nevoile și dorințele care există înăuntru nostru. Cea mai mare dorință, Doamne ajută-ne de acum. Mai mult, cea mai mare dorință să fie apropierea de Tine. Apropierea de cuvânt, apropierea rugăciunii în cămăruță. Apropierea la părtășie, să nu lipsim niciodată. Un al doilea lucru, cea mai mare hotărâre, nu-i suficientă dorința. Încă o dată menționez, adu-i pavat, spunea un mare gânditor, un mare om al lui Dumnezeu, cu cele mai nobile și mari intenții. Dacă aș mai putea încă o dată, dar nu se mai poate. Zice, pentru cel neprienit cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților, care este în jos. Numai două locuri sunt. E nemaipomenit, viața asta mi-a dăruit-o Dumnezeu, nu ai să fac eu să trăiesc după cum trăiesc ei din jur, lumea și cel rău mă impulsionează de multe ori, ci după voia Lui. Unde e voia Lui? Aici în cuvânt. Cea mai mare hotărâre, să te hotărăști. Doamne, de astăzi sunt hotărât. Orice ar fi, Doamne, vreau să trăiesc pentru slava Ta. Orice ar fi, vreau Tu să primezi în viața mea, în vorbirea mea. De acum vreau o vorbire articulată să am pe buzele mele. O vorbire curată, biblică.
De acum vreau, Doamne, prin acțiunile și faptele mele să te cinstesc pe tine în tot ce fac. Foarte importantă hotărârea. După hotărâre, să știți că vine cel de-al treilea lucru, astea sunt legate una de alta, cea mai mare piedică. Cea mai mare piedică. La Zacheu era mic de statură, era mulțimea. Și apoi să nu uităm că avea în societate, era mai marele vameșilor. Era un om bogat. De multe ori să știți că toate acestea sunt piedici. Dar un adevărat copil, un adevărat om care îl dorește pe Dumnezeu, le dă la o parte. Toate sunt o nimica și Dumnezeu te ajută să le dai la o parte. Sunt piedici, tot felul de piedici. Apar, diavolul le aduce în calea noastră. Zice Biblia despre femeia cu scurgere de sânge. O viață în care era bolnavă, în neputință. Dar zice că era o mulțime care îl înconjura pe Domnul Iisus și ea, prin mulțime s-o strecurat. Zice, numai să mă pot atinge de poala hainei lui. Și știu că scurgerea de sânge va fi stopată. O da piedica la o parte. Piedica a fost mulțimea, piedica a fost neputința ei. Femeia gârbă, vă amintea fratele Beni, îndoită în două, 18 ani. 18 ani și nu o stat acasă că e neputință. O venit la sinagogă, la casa Domnului. Și a venit ziua când Domnul a cercetat-o. Nu știi când Domnul, în mod special, te va cerceta. Nu știi când Domnul în mod special are o binecuvântare. Dar dacă nu ești acolo unde El te caută, El ne caută pe fiecare dintre noi. Unde mă găsește? Foarte important. Biblia vorbește de mulți oameni pe care îi găsim aici în Biblie, în Cartea Sfântă. Și spune printre altele de tânărul bogat. O dorit și el, a avut și el o piedică. Știți care era piedica? Bogăția. De fapt, Biblia spune că nu banul este rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani. E o diferență extraordinară. Oameni mari în Biblie, care au fost bogați, ori au avut bani, dar nu a fost inima legată de ei. Ori au fost conștienți că Dumnezeu dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, spune Petru, în epistola lui. E mare lucru. Ei, la un moment dat știți ce a spus Domnul Iisus? Cât de anevoie vor intra cei bogați în împărăția cerurilor? Mai repede, o cămilă prin urechea acului. Asta e imposibil, nu? Decât un om bogat în împărăție. Doamne, dar atunci cine va fi mântuit? Cei cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu. Dar cum face Dumnezeu excepții pentru cineva, nu face excepții. La Dumnezeu e un Dumnezeu drept. Un Dumnezeu absolut, desăvârșit. Dar atunci cum se înțelege versetul acela? Cei cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu. Dacă nu te întorci atunci când ai bani și atunci când ai posibilități și ai sănătate, ești tânăr, plin de energie și energia și sănătatea s-o pui la îndemâna lui Dumnezeu. Atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu, dacă nu te întorci atunci, Dumnezeu te poate duce să le pierzi, să-ți pierzi sănătatea. Și când ți-ai pierdut sănătatea, să vii la Dumnezeu și să strigi după sănătate. La El totul e cu putință. Dacă nu te întorci atunci când ai posibilități financiare, intelectuale, ai un job nemaipomenit. Dacă atunci nu te întorci la Dumnezeu și nu slujești, El te poate duce să pierzi jobul acela. Să pierzi cele materiale și să ajungi fără nimica. Și atunci în neputință și în imperfecțiunea care iese îngăduită de cel preanalt, să-L cauți pe Dumnezeu. Dar ce frumos atunci când ai. Asta e frumusețea. Atunci când Dumnezeu îți dă sănătate, când îți dă putere. De multe ori mă uit la tinerii de la noi, de la Betel, din Arad. Avem vreo 700-800 de tineri în biserică. Sunt mulți care îl caută pe Domnul și uneori am vorbit cu frați aici. Avem cel puțin 10-12 tineri care pot fi folosiți oricând pe nepusă masă, cum s-ar spune. Oricând să iei și să fie puși la cuvânt, pot vorbi foarte frumos. Formați, s-au format acolo în biserică și alți mulți alături de ei, grupuri de tineri. Dar de multe ori îmi zic, Doamne, ce binecuvântare, viața, tinerețea s-o dai în mâna Domnului. Energia și puterea s-o pui la îndemâna Lui. Cât ești tânăr, pare Domnul în vedere viața, te are în atenție, în obiectiv. Dumnezeu toate le are în atenție. Binecuvântarea în familie este funcție de cum ai trăit în adolescență, în tinerețe, cum ți-ai păstrat curăția, fidelitatea, viața. El are în vedere familia în continuare. Apoi la bătrânețe este extraordinar să-ți dea Dumnezeu sănătate spirituală în primul rând și apoi și fizică, trupească. Să nu fii povară nici pentru tine, nici pentru alții.
Le spun la nepoți, de multe ori mă mai întreabă, am 42 de nepoți, Dumnezeu mi-a dăruit și stau cu 13, i-am aici în Detroit, sunt cu ei acum cât sunt în vizită și apoi când mă duc acasă la Arad, sunt împreună cu alți 13 nepoți, în familie suntem împreună. Și mă întreabă de multe ori multe lucruri, bunule, dar cum a fost când erai tu tânăr, cum multe lucruri așa, experiențe și așa mai departe. Și îmi place așa să le spun. Ce frumos, când trăiești și nu regresi, te uiți retrospectiv în urmă și nu ai regrete. Nu că ai fost desăvârșit, că nimeni nu e desăvârșit, dar l-ai dorit pe Dumnezeu. Cea mai mare dorință, cea mai mare hotărâre, cea mai mare piedică pe care să o dai la o parte. Și în ultimă instanță va fi și cel mai mare deznodământ, cea mai mare binecuvântare. Domnul are binecuvântări pentru noi, dragii mei. Iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui. Plata este viața veșnică. Plata e cu El. Răsplătirile merg înaintea Lui. Și aici ați de răsplătiri, dar mai ales răsplătirile dincolo. În adevăratul sens al cuvântului. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ce frumos, ce promisiune extraordinară. Știți că diavolul a vrut el să-și ia dreptul acesta, să stea împreună cu tatăl, alături de cel preanalt. Și a fost coborât. Domnul Iisus însă nu și-a luat el această mare lucrare. Și ne spune Biblia că tatăl l-a pus la dreapta sa, spune în Efeseni, în capitolul 5. Tatăl l-a pus la dreapta sa. Mai presus de orice domnie, de orice împărăție, de orice nume, de orice dregătorie. Auziți ce există dincolo, în lumea nevăzută. Și Domnul ne promite și noi, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie. Celui ce va birui, îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Ce binecuvântări, ce răsplătiri. Zacheu a fost aici, a răsplătit într-un fel, dar răsplătirea adevărată nu e aici pentru un mântuit, dincolo e adevărata răsplătire. Zice Biblia, până și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Deosebirile între credincioși. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, ajută-ne la toți cei prezenți să ajungem și acolo. Ajută-ne, Doamne, până atunci să avem o dorință, cea mai mare dorință să fie mântuirea, cea mai mare dorință să fie să-L reprezentăm pe Domnul cu demnitate în viața aceasta, să fim ai Lui, să-I aparținem în totalitate. Nimic din lume să nu mai fie în viața noastră, din cele lumești, pământești, ci să-L avem pe El în primul rând. Cea mai mare hotărâre, hotărâți. De astăzi vreau să citesc cuvântul. Să nu fie o zi în care să nu citesc cuvântul. O zi în care să nu fiu într-o părtășie, în cămăruță, nu numai cu familia, dar în cămăruță, în prezența ta. Zice Biblia, și dacă ne rugăm în ascuns, Dumnezeul nostru care vede în ascuns, ne va răsplăti. Cea mai mare piedică, vin piedici. Apar tot felul de probleme neprevăzute. Dintr-o dată, diavolul le aduce. Dar e nemaipomenit să știi ce e important și ce este urgent. Să faci deosebire între una și alta. Și în ultimă instanță, răsplătirile pe care le are în ziua aceea. Să știți că răsplătirile adevărate de-abia atunci le vom vedea. Departajarea încă nu s-a făcut. Închei cu un gând. Zice Biblia, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Ne învață. Dacă mă las învățat, să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ei, dacă noi harul acesta îl lăsăm să lucreze, ne revoluționează viața, ne o transformă, o trăim pentru slava Lui, ăștia sunt cei mai fericiți oameni, să știți. Ăștia nu trăiesc într-un stres tot timpul, nu asta e viața de credință, tot timpul un stres, da, de unde? Să-L ai pe Domnul, să trăiești pentru El. Să ai bucuria, mântuirii, tot timpul în viața ta. Dacă așa va fi, atunci se va împlini și cel de-al doilea lucru. Zice,
De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Dacă primul har îl lasă lucreze în viața mea și își împlinește voia și planul pe care îl are Domnul, Domnul promite cel de-al doilea har. Și ce spune cel de-al doilea har? Preobiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, primul har. Și suntem copii ai lui, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-o cunosc nici pe el. Ce vom fi? Nu s-o arătat încă. Dar știm un lucru, că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Credeți asta? Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Dacă credeți, atunci aș vrea să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune, dar din toată inima. Să ne rugăm, Doamne, dacă până acum nu te-am reprezentat cu demnitate, vrem de acum în totalitate, Doamne, chipul Tău să se vadă în noi. Voia Ta, în vorbirea noastră, Doamne, în acțiunile și gesturile noastre și în mimica feței, Doamne, în tot ce facem, să se vadă chipul Tău. Vrem de acum, Doamne, să-Ți aparținem în totalitate, pentru că atunci când Tu vei veni, Doamne, să ne putem întâlni cu Tine, amin. Cu toții să intrăm în rugăciune.